Simona Halep și Horia Tecău au început pregătirile pentru Olimpiada de la Tokyo de anul viitor. Cei doi constanțeni vor reprezenta România la Jocurile Olimpice, însă până atunci trebuie să-și reintre în formă după pauza forțată din cauza pandemiei de coronavirus. Tecău și Halep au revenit duminică din nou pe terenul de tenis după mai bine de 3 luni și au evoluat într-un meci demonstrativ ce a avut loc la Cluj, la turneul Winners' Cup. Chiar dacă plăcerea de a-și revedea colegii de circuit a fost mare, în teren Tecău și Halep nu le-au dat nicio șansă lui Marius Copil și Gabrielei Ruse. Constanțenii s-au impus în minimum de seturi, scor 6-3-6-4, spre satisfacția celor prezenți. Mi-era dor să fiu pe teren, să joc un meci, indiferent dacă un meci demonstrativ sau un meci oficial. Și m-am bucurat că am fost pe teren alături de Marius, de Simona și de Gabriela, colegii mei de sport, de circuit, și mă bucur că avem șansa să intrăm un pic în ritmul unei competiții, pentru că după multă pauză probabil va fi greu să intri în ritm direct cu meciuri oficiale, meciuri intense. E o plăcere să vin la Cluj, așa că și astăzi este o zi frumoasă. A fost o plăcere să intru din nou pe teren după o perioadă foarte, foarte dificilă pentru toată lumea. Dar am încercat să iau pozitivul din această perioadă, m-am odihnit foarte bine acasă, am stat și eu, am trăit viața normală și a fost o plăcere să fiu pe teren cu colegii mei. Turneul Winners' Cup de la Cluj, dotat cu premii în valoare totală de 30.000 de euro, a fost primul care a avut loc în România de la ridicarea restricțiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus.